mei s-au revenit pe canalul meu de YouTube. Avem câteva cumpărături de la Pepco și de la drogherie. Am două jucării de la Pepco, dar să vedem dacă mă lasă Ludmila să le arăt. Nu cred că mă va lăsa să îi arăt jucăriile pe care le-am luat de la Pepco. Casper este aici lângă mine. Haideți să vă arăt ce am luat de la drogherie. Mai întâi de toate am cumpărat niște bureței de make-up, așa, de mai multe culori. Să vedem cum sunt. Am cumpărat niște șervețele umede. Au început să-mi placă acestea. Le-am mai cumpărat și au un miros super de bogăție, zic eu. Așa mi se par mie. Îmi plac foarte, foarte mult și le-am recumpărat. De fapt, am fost pentru laptele Ludmilei, i-am cumpărat 4 cutiuțe. Mi-am cumpărat de la Brazilia, de la Evelyn Cosmetic, acest body shimmer pentru vară. Mi-am dorit dintotdeauna să am un glitter din acesta de pentru corp, dar mi se păreau cam scumpe. Mi-am mai luat-o de la Evelyn Cosmetic acest autobronzant, să vedem cum este, nu am mai folosit, dar știu că produsele de la Evelyn Cosmetics sunt foarte bune, mie cel puțin așa mi se par, destul de bune, să vedem acum cum sunt, probabil că o să-l încerc chiar în această seară. Am mai cumpărat și o mască cu colagen din aceasta, una cu retinol, nici nu știu cum sunt, și am mai luat o mască cu vitamina C. Mie mi se pare destul produs aici, așa că vă dați seama, o să-l folosesc o perioadă și o să le pun în recipiente să nu cumva să se strice. Și acum ce am luat de la Pepco? Am luat această broască țestoasă, m-a lăsat să le iau, eu m-a tras atenția cu bureței. Și am mai cumpărat și această vulpiță, tot de la Pepco. Broscuța i-am luat-o pentru că nu avea doamna ceva în față și trebuia să caute ceea ce eu voiam. Am zis să-mi iau de-a pe aceasta și luăm data viitoare altceva. Deocamdată le avem pe acestea. De la un magazin local i-am luat setul acesta cu Bloom. O să vă inserez o poză undeva aici să vedeți cum arată setul. Sunt niște figurine micuțe așa. Și acum, și de la același magazin local, am mai cumpărat un burețel de make-up și un set cu animale domestice. Mi-au plăcut că sunt așa micuțe și ei îi plac. Astea micuțe, așa că le-am luat pe acestea. Acum să trecem la Pepco. De la Pepco, mai întâi de toate, pentru că, ce să vedeți, la noi plouă de vreo 3 zile. I-am cumpărat o umbrelă și ea este foarte încântată de umbrelă. I-am cumpărat o carte cu Minnie Mouse, care are și autocolante. Stați că încă nu a văzut-o. E carte de colorat. Și are și autocolante. Am mai cumpărat eu aceste mânuși din acelea pentru nu te arde când pui mâna pe oale. Am luat, de fapt sunt două. Am cumpărat un balon cu Mickey Mouse pentru că urmează ziua ei. Că urmează ziua ei, v-am zis. I-am luat niște cornuri cu Minnie Mouse și cu Daisy și am mai găsit unele cu Mickey Mouse și cu Pluto. Astea cred că erau singurele și le-am luat. I-am cumpărat un Monster Truck. Monster Truck. Auzi deja de Monster Truck? Hai că pe galben nu cred că ai. I-am cumpărat o pălăriuță de vară cu pisicuță. I-am mai cumpărat eu un set de cârpe din acestea de șters.
una pentru geamuri. Îmi place că scrie pe ele de ce sunt. Aceasta este de praf. Aceasta este pentru orice. Aceasta gri este pentru polish, zic ei. Și aceasta este pentru podea. Dar aceasta nu o să o folosesc pentru podea. Probabil că o să șterg tot praful ceva cu ea. I-am mai cumpărat și o farfuriuță cu Minnie Mouse. Era pe galben. Și aceste umerașe frumoase cu pisicuță. Și îmi plac au așa zimții aceștia. Sunt patru umerașe. Cred că dulapul meu s-ar potrivi acestea, pentru că l-am dorit foarte mic ca lățime și nu un minte un umeraș normal. Mi-am luat niște lenjerie pe care nu o să vă arăt. Două râșnițe din acestea, chiar căutam, am găsit undeva și era vreo 30 de lei, asta e 6,50 lei, una a pizza. Și am luat două, una cu alb și una cu negru. M-am gândit să pun în ea condimente și să în ele condimente, probabil că voi mai lua un condimente în ele. Și ultimele lucruri v-am zis, pentru că vine ziua Ludmilei, i-am luat multe, multe baloane pe care am dat 10 lei, 300 de bucăți. Asta a fost-o, dragii mei, dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!